În mai multe capitale și orașe europene au avut loc astăzi manifestații de solidaritate cu familiile din Norvegia care au fost despărțite de copii. La marșul de la Oslo au participat alături de Preasfințitul Părinte Macarie clerici credincioși din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Am venit ca să îmi exprim mâhnirea față de prelungirea măsurilor de separare a copiilor de părinți și să afirm cu toată convingerea că iubirea familială nu poate fi niciodată înlocuită cu o încadrare instituțională. Statul ca garant al respectării drepturilor și libertăților celor ce se află pe teritoriul său, cetățeni sau simpli rezidenți, ar trebui să ia în considerare că familia este cea care poate încadra cel mai bine educația sănătoasă și echilibrul emoțional al copilului. Vreau să vă mulțumim tuturor pentru că sunteți alături de noi în aceste momente. Este un lucru foarte bun, dar pentru noi este un lucru extraordinar de rău, pentru că nu vor să ne asculte sub nicio formă, indiferent de ce am făcut, nu ne dau nicio șansă ca să ne luăm copiii înapoi. Eu mă găsesc aici pentru eliberarea copiilor mei, e așa zisă Barnevanet, așa zisă protecția copilului, care în ultima perioadă am încercat să vorbim cu ei, care am spus să-mi elibereze copiii și care nu mi se dă nicio șansă. Vă mulțumim pentru participare, mulțumesc tuturor românilor care sunt aici sau cine mă sprijină. Tuturor vă mulțumim foarte mult pentru că și numai puterea lui Dumnezeu, cred că numai puterea lui Dumnezeu să ne aducă copiii înapoi. Am venit cu mare drag de la 800 de kilometri de Oslo ca să fiu alături de oamenii care vedeți aici, peste 400 de oameni, să susțin familiile de români care au de suferit din cauza acestei instituții. O instituție care a căpătat aici în Norvegia o putere imensă, în sensul că noi ca români, imigranți în această țară, am început să devenim stresați, să ne temem pentru copiii noștri, să ne temem că ne bate cineva la ușă și să intre în viața noastră familială. Până în 22 aprilie, Părintele Episcop Macarie va vizita familiile de români din Norvegia greu încercate prin despărțirea forțată a copiilor de părinții lor.